Hei, bună ziua, oameni buni, Santu Pescar Dunărean. Astăzi vrea să vă arate o altă metodă de coșuleț de Fidel, să-l facem cu mai multe opțiuni, adică în loc să mai avem 10 coșuri după noi, putem să avem decât 2, 3, 4, până acum și eu am o mulțime 20-30 de coșulețe, de toate neamurile, toate greutățile, toate culorile. Și vreau să facem un video rapid pentru să faceți și dumneavoastră, să vă schimbați și dumneavoastră opinia în privința lor. Adică să avem un coșuleț, unul singur, de o anumită greutate, să zicem 20, 30, 50 de grame, și îl putem să-l facem de orice greutate, fără să-l, eu știu, să atașăm, pun lipire sau pun. Foarte simplu de tot. Și am găsit o idee ingenioasă. La un coșuleț normal, hai să luăm unul, am aici foarte multe. Am luat un coșuleț în anei, pe mine nu mă interesează, eu știu, culoarea, brandul, cine face. Foarte bine, face foarte mult lume, băieții deștepți, dar pe mine mă interesează să îmbunătățesc pescuitul. Și atunci acum am considerat eu că îmbunătățesc pescuitul. Într-un lucru, adică coșulețul ăsta nu face altceva decât duce mâncare în zona unde vreau eu atât. Ăsta nu prinde pește, nu vine peștele să mănânce din fierul ăsta, nu? Duce decât mâncare acolo și peștele vine să mănânce mâncarea. Atâta, ăsta e rolul la coșuleț. Dar eu am vrut să-l îmbunătățesc, adică pe marginea apii unde mă duc eu, la Dunăre, la crescătorie, pe un râu, pe unde o fi, nu contează. Am vrut să, băi, nu o să mai am 30 de coșulețe la mine de atâtea greutăți, 20, 50, 70, 80, 90, 100 din cauza curentului, mai bine să am 4 coșuri la mine, să zic așa, de rezervă, că poate să rupe freunul. Și ce vreau să fac? Vreau să fac, bine, o să vă și vă arăt. Deci am luat un coșuleț oarecare, de 40 de grame, i-am dat o gaură în mijloc, da? O găurică, cu bormașina, bormașina, cu mașina de găurit, iată, i-am dat o gaură, l-am pătruns. După ce l-am pătruns, oameni buni, i-am introdus un șurubel pe dinăuntru, un coșuleț. Ce am făcut dacă am introdus șurubelul ăsta? În momentul ăsta am făcut coșulețul, el are 40 de grame, da? El are 40 de grame, undeva scrie pe el, nu știu dacă se vede cât de cât, dar scrie, nu e important asta acum. Important e cum îl adaptez eu de la 40 de grame, să-l fac de 140-250 de grame, să dau, să zicem, la Dunăre cu el. Și introduc în gaura asta, da? Introduc în gaura din mijloc un șurubel. Da? Am introdus șurubul, da? Se vede. Iar pe șurubul ăsta, se vede, da? În gaura 40 de grame, se vede aici 40 de grame pe el. Deci de la 40 de grame, băieți, să zicem că îl vrem de 40, îl vrem de 70. Am luat 30 de grame de plumb, are gaură în el și plumbul, da? Ia uite, l-am adaptat la 70 de grame. I-am pus o șaibă și mă vin cu o piuliță. E simplu, deci un minut, câteva secunde și l-ați adaptat, da? Ia uite, de la 40 l-am făcut 70, îl vreau mai mare. Îl vreau, să zicem, îl vreau 140. Bun, pentru Dunăre. I-am dat piulița, îi dăm pe ăsta jos, luăm 100. Se vede că e de 100, că e mare. Da? De 100, i-am dat o gaură în mijloc. Și avem 140-150 de kilograme. 150 de grame. Punem o șaibă, eu pun șaiba asta ca să strângă cât mai bine, dacă vreți să o puneți, să strângă cât mai bine piulița. Punem piulița peste, da? Toată lumea are într-un său un pleștișor, toată lumea are. E dat totul, da, și cu mâna dacă îl strângi bine. Ia uite, i-am dat trei ture și uitați-vă cât de repede l-am făcut, de la 100, de la 40 de grame l-am adus la ce greutate vreau. Deci dacă avem 4 coșuri, să zicem că se mai rupe,
să zic așa, că se rupe din lansare. Nu o să mai ai 20 cum am eu. Haide să vă arăt așa. Că și eu am aceeași chestie. De toate stilurile. Deci câte am. Și din cauza asta. Da? Și mai am. Da? Ia uitați, e mâinile pline cu coșul. După astea jos mai am o serie. Da? Mai am și în geanta asta încă o serie. Hai să le punem pe astea jos. Să nu zicem că bă, nu avem. Ia uitați, e plin. Cu coșuri. O geantă plină. 2 kg. Și din 2 kg vreau să mă duc cu 4-5 coșuri. Care se poate adapta la orice greutate. De ce să nu am opțiune asta? Da? Ia uitați. 220. Altul făcut. O tijă. 120 de grame el deja. Are el deja 120. Da? I-am dat piulița afară. Deci avem orice opțiune putem să facem decât cu un șurub pe mijloc și cu o piuliță. Un șurub mic. Deci ia uitați, ăsta are 120 de grame. Da? Și vreți să-l facem de 100... De 150. 120 scrie pe el. Da? 35 de grame, uitați. Da? Deci avem 150. Avem 150. Că... Îi punem piulița. Șaiba. Șaiba, piuliță, tot. Da? Ia uitați-l. Perfect. Din orice metodă. Nu îngreunează cu nimic, nu strică cu nimic, nu l-am deranjat cu nimic, nu... Exact. L-am îmbunătățit. Bun. Asta vreau să vă spun. Că de orice greutate, dacă el e de 120, îl aducem la 150, 200 dacă vrem. Nu e nicio problemă. El are aici 120 și pui 80 de grame. Iau unul de 80 de grame. Iau un plumb de 80 de grame sau de 100 și i-am pus la el și îl fac de 200 dacă e nevoie. Dar am vrut să spun că mai bine te folosești să fie mai mic în greutate, adică să aibă un 30-40 de grame el coșulețul. Uite cum e asta, asta are 40 de grame, foarte bine, are o greutate fixă. Și atunci eu viu cu 100, cu încă 40, cu încă 20, cu încă 70, pot să vin din 20 în 20 sau din 10 în 10 până la 100 de grame. Și atunci... Ce înseamnă? Că un coșuleț bate 10 de-astea la alte care are greutăți fixe. Pentru ce? Pentru o simplă gaură care i-am dat în mijloc. Vă pup, oameni buni, Santu Pescar, Dunărean, vă așteaptă în alt videoclip. Dați-mi un like, lăsați-mi un mesaj și nu uita să te abonezi. Te pup, ne vedem în alt videoclip.